Activitate intensă pe piața muncii în prima parte a anului, peste 5 milioane de aplicări la joburi și peste 150.000 de locuri de muncă noi, arată bilanțul unei cunoscute platforme de recrutare din România. Cele mai multe oferte au fost în zona de retail, urmate de servicii și call center. O altă tendință interesantă este reprezentată de lucrul de acasă. Mulți aplicanți sunt interesați de aceste joburi, acolo unde, evident, acest lucru este posibil. Ana Călugăru, director de comunicare al acestei platforme de recrutare, este în legătură directă cu noi. Bună seara, doamnă! Bună seara, dacă ne auziți? Sigur! Okay. Eu vă aud. Da, 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 totul în regulă. E vorba așadar de o activitate intensă, dumneavoastră, la experiența îndelungată pe care o aveți. Cum vedeți ce s-a întâmplat în prima parte a anului? Prima parte a anului poate fi și ea împărțită în două părți, pentru că primele luni nu au fost neapărat cele mai încurajatoare, însă din aprilie am văzut o schimbare neașteptată a activității de pe piața muncii, nu neapărat în ceea ce privește pe candidați, pentru că ei au fost pe tot parcursul anului foarte activ, dar în ceea ce îi privește pe angajatori, care, cum spuneam, au început anul destul de timid, însă din aprilie am văzut că au început să-și dezghese eforturile de recrutare, am văzut ceva mai multe joburi, punctual pe anumite perioade, chiar mai mult decât în 2023, ceea ce înseamnă că piața va arăta destul de bine în a doua parte, în a doua jumătate a lui 2024. 150.000 de joburi, chiar dacă vorbim totuși de o scădere la nivel general față de 2023, față de primele 6 luni 2023, 150.000 de joburi pe piață înseamnă destul de mult și înseamnă oportunități pentru destul de mulți candidați. Este posibil să aibă legătură aceste interese crescute din partea angajaților, cel puțin, cu previziunile nu foarte optimiste în ceea ce privește creșterea, în ceea ce privește prețurile, da? Vorbim despre o inflație crescută în România, oamenii poate vor să-și cumpere, poate vor să își ia un al doilea loc de muncă tocmai pentru a suplimenta veniturile. Cu siguranță, este una dintre principalele îngrijorări ale angajaților, mai ales că angajatorii deja au anunțat mulți la nivel general, alții doar la nivel intern au anunțat faptul că 2024 nu va mai fi un an în care vom vedea creșteri de salarii generalizate, poate nici măcar actualizări cu inflația și atunci cu siguranță că este o preocupare pe care o au tot mai mulți dintre angajați. Și chiar am sondat acest lucru undeva spre finalul anului trecut și vedeam o bună parte dintre angajați care își doresc să iau un al doilea job. Ce este foarte interesant este că nu mai vedem pe cei foarte tineri, ci vedem pe cei care au deja o maturitate profesională, undeva peste 35 de ani, care vor să, sau au nevoie de fapt să-și suplimenteze veniturile și se angajează cu jumătate de normă sau pe timp de weekend sau seara, se angajează într-un al doilea loc. Nu toți, sau mă rog, majoritatea nu vor să facă asta pe termen lung și drept, ci doar până când vor reuși să facă o achiziție pe care se dorește și pe care altfel nu și-o pot permite, sau până când vor reuși să reajungă într-o zonă de echilibru financiar. Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări. Ana Călugăru a fost în legătură telefonică directă. Tinerii nu sunt atrași însă de locurile de muncă de la stat. Doar 12% dintre bugetari se află în categoria de vârstă 18-35 de ani. Și asta pentru că procesul de recrutare este mult prea complicat, mediul de lucru învechit, iar salariile sunt mici. Și acestea sunt doar câteva dintre motivele dintr-o listă lungă pentru care tinerii nu vor să lucreze la stat. Tinerii nu știu la ce sunt buni, nu au făcut, majoritatea lor nu au făcut niciodată un test de competențe, nu știu ce le place. Așa că la finalizarea facultății încearcă 2, 3, 4, 5 locuri de muncă, ajungând la vârsta de 25 de ani să fie tot la început de drum. Chiar am discutat cu mulți din cei care au răspuns la acest sondaj și erau și cu vârste peste 25 de ani, 30 de ani și schimbaseră mai multe locuri de muncă și nu avansaseră din punct de vedere profesional. Specialiștii în domeniul recrutării spun că unul dintre motivele principale care îi țin pe tineri departe de munca la stat ar fi tematica de concurs pentru obținerea locului de muncă. Tinerii, în primul rând, nu cunosc oportunitățile de angajare care există disponibile în acest moment într-o instituție publică, adică la stat. Procesul de recrutare este anevoios, implică capacitate de memorare și cam atât.
Lucru care îi sperie și e normal să îi sperie pe tinerii candidați. În alte cuvinte, dacă ai vrea să te angajezi într-o instituție publică, pe un nivel de început, adică fără experiență, ai la primul concurs al tău pe o funcție de debutant de învățat aproximativ 800-900 de pagini, legislație complexă pe care nici cei care sunt angajați de fapt nu o cunosc la perfecțiune. Și angajatorii au un rol important în determinarea tinerilor să aleagă un drum spre succes în privința carierei, spun specialiștii. Lipsa de răbdare și cumva investiție în propria carieră este un concept, cred eu, necunoscut de tinerii din România, pentru că nu există o astfel de cultură organizațională și nici angajatorul, pentru că nu putem să aruncăm tot timpul vina pe tineri, nici angajatorii nu le prezintă un plan clar de carieră.